Potrivit unui studiu recent, consumul zilnic al unei porții de leguminoase, cereale integrale, fructe și legume începând cu vârsta de 20 de ani poate avea un impact semnificativ asupra longevității. În afară de măr, ce alimente pot ține cu adevărat medicul departe? Cercetătorii norvegieni de la Universitatea din Bergen răspund la această întrebare. Lucrarea lor, publicată în revista PLOS Medicine, identifică dieta optimă de adoptat de la vârsta de 20 de ani și care ar putea adăuga 10 ani la speranța de viață. O alimentație bogată în leguminoase, mazăre linte soia, cereale integrale, ovăz, porumb orez și nuci migdale fistic, combinată cu un consum redus de carne roșie și produse procesate, poate adăuga 10,7 ani de viață unei femei și 13 ani unui bărbat. Pentru a ajunge la aceste concluzii, echipa de cercetare a folosit cifrele din studiul Global Burden of Disease, care analizează cauzele morbidității în Statele Unite, China și Europa. Se estimează că alimentația deficitară este cauza a 11 milioane de decese premature pe an. Aceste rezultate au fost apoi combinate cu alte meta-analize recente pentru a determina impactul mai multor tipuri de alimente asupra longevității. Leguminoasele sunt populare. O rație zilnică de 200 de grame ar crește speranța de viață cu mai mult de 2 ani la cei peste 20 de ani. Aceeași observație pentru un aport zilnic de 225 de grame de cereale integrale bogate în fibre solubile și pentru un aport de nuci, 25 de grame pe zi, sursă de minerale esențiale. Ideal, potrivit oamenilor de știință, este să suplinezi aceste alimente cu o porție semnificativă de fructe și legume. Pe de altă parte, redus sau chiar evită consumul de carne roșie și mai ales de carne procesată precum mezelurile. Dacă nu reușești să le elimini complet din farfurie, cercetătorii estimează că acest câștig de longevitate scade la 7 ani pentru bărbați și la 5 ani pentru femei, relatează tabu.ro.